România este interzisă împușcarea urșilor de circa 4 ani și din această cauză animalele s-au mulțit mai mult decât ar fi trebuit. Asta afirmă directorul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Maramureș. La nivelul fondurilor de vânătoare pe care le gestionăm noi, Asociația Județeană de Vânătoare și Pescari Sportivi Maramureș, estimăm că numărul acestora în ultimii 4-5 ani s-a dublat. Aproximativ 60 un efectiv optim, iar numărul lor dublu este aproximativ 120. La nivel de Maramureș nu pot să vă dau aceste informații pentru că mai sunt 15 asociații de vânătoare care au făcut evaluări pe fondurile pe care le gestionează. Anul acesta urșii au creat mai multe probleme în Maramureș, au ajuns chiar în gospodăriile populației. Două atacuri au fost sesizate în localitatea Sighetul Marmației, la marginea localității Sighetul Marmației, iar un atac a fost sesizat în localitatea Drăghia la Târgu Lăpuș. În cazul localității de Drăghia, chiar a intrat pe proprietatea omului la marginea localității, pe proprietatea unde acesta are locuința și sigur că acolo a atacat caprele acestuia care erau în grădina personală. Iar la Sighet? Iar la Sighet au atacat o stână de oi repetitiv, aceasta s-a întâmplat de două ori. Noi, Asociația de Vânătoare, măsurile pe care suntem îndreptățiți să le luăm conform legii sunt acele de a organiza acțiuni de alungare, adică niște acțiuni de goană pentru a-i speria și pentru a-i îndepărta din acele zone. Directorul AJVPS Maramureș a spus că urșii nu primesc mâncare așa cum se întâmplă în cazul mistreților, dar regii pădurilor din Maramureș se servesc din hrana acestora. Din păcate, nu este suficient și astfel își extind teritoriul până în zonele în care găsesc mâncare.